Adoptat de guvern în urmă cu două săptămâni, actul stârnește mari nemulțumiri printre angajații din sănătate. Asta pentru că salariile angajaților din domeniul sanitar scad, deși inițial se anunțau creșteri. Cei mai afectați sunt cei care beneficiau până în prezent de sporuri de 100% și care acum vor primi doar 30%. Este cazul angajaților de la spitalul din Dobrița, care vor avea pierderi semnificative la lefuri. Căutăm soluții pentru spitalul județean și soluții pentru spitalul de la Dobrița. E destul de greu să te încadrezi în acea limitare de 30%, pentru că sporurile, cel puțin la spitalul de la Dobrița, au fost sporuri de până la 100%. Ori ajungând la 30%, e greu de evitat pierderile la o parte a personalului din spitalul Dobrița. Dar sperăm ca pierderile să fie cât mai mici, dacă ele vor fi, și măcar să fie la cei care au câștigat prin creșterea salariilor pe legea salarizării. Și la Târgu Cărbunești sunt probleme. Aici angajații au anunțat că vor renunța la gărzi. Avem colegi care e posibil să renunțe la gărzi, să facă 3-4 gărzi, maxim 5. Ne sperăm să nu ajungă la aceste chestii, să se înțeleagă din partea tuturor și din celor care au dat acest normativ de gărzi și din partea noastră să ajungem la un compromis. Sau să spună, domne, fiecare spital e treaba lui, rezolvă problemele cum poate. Președintele Consiliului Județean spune că se caută soluții. Descăderile salariale ar putea fi afectați și angajații de GASPC. De la momentul apariției hotărârii de guvern am făcut anumite analize, anumite simulări. Reiesc anumite categorii profesionale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, din cadrul Spitalului Dobrița, din GASPC, ar putea să aibă salariile diminuate. Nu știm exact veniturile, pentru că în venituri vorbim de zile de sâmbătă și duminică, vorbim de orele de noapte și alte condiții. Cert este că lucrăm. În această lege avem o anexă în care stabilește salariul de bază și avem o hotărâre de guvern în care stabilește o limită minimă și maximă a sporului. Și trebuie să discutăm, pentru că avem, la fel trebuie să respectăm o altă regulă și rigoarea legii, pe total ordonatori de credite, și aici au Consiliul Județean Gorj cu toate instituțiile subordonate, noi trebuie să ne încadrăm într-un cuantum maxim de 30% a tuturor sporurilor acordate. Liderii de sindicat susțin că, din păcate, vor exista și cazuri în care nu se va putea face nimic și, automat, oamenii vor fi plătiți mai puțin. Săptămâna viitoare, poate chiar, o să dăm o hotărâre de Consiliul Județean, prin care o să creștem baza la aproximativ 120 de oameni, în așa fel ei fiind exceptați în hotărârea de guvern de la sporuri, în felul ăsta reușim să nu piardă niciun leu la netul lunii lor ce urmează. E posibil ca mâine, poimine, să avem sumele fixe, până la urmă date de către Consiliul Județean, care este ordonatorul principal de credite și care va înainta către fiecare instituție din subordine acele sume pe care le putem lua ca sporuri, și sper ca de luni încolo să nu avem vești proaste. Ministrul Muncii, Ilia Olguța Vasilescu, spune că prin noua lege a salarizării unitare vor scădea doar salariile bugetarilor de lux, care au avut până în prezent venituri uriașe.